Bună ziua și bine v-am găsit! Iată, pot să zic, o mică invenție. După ce am descoperit și am citit și am cercetat câteva zile despre uleiurile esențiale și este foarte important ca să folosim uleiurile esențiale. Pentru început aici avem o mixură. Mixura conține lemongrass, 3 ml. Conține 4 ml de wintergreen și 4 ml de teatri. Wintergreen-ul și teatriul conține componente care atacă varoa prin hemolimfă, eu așa prefer să o folosesc, prin hrană, adică indiferent cum o să o dăm, o dăm prin hrană, ori prin sirop. Iar acum testez să fac niște turte care să conțină această mixură de ulei esențial și am să vă arăt. Deci aici avem o turtă de 1 kg de apifonda. Aici este turta apifonda preparată de mine cu uleiurile esențiale, adică cu mixura respectivă. Cu mixura respectivă am ieșit dintr-un kil de turtă apifonda, au ieșit 2 kg de turtă cu ulei esențial, fiindcă adăugăm zahăr pudră. Iar acum o să fac o variantă aceeași turtă cu ulei esențial, dar partea proteică, care va conține, să spunem așa, polen. Și ca să nu mai lungim vorba, hai să trecem la treabă și să adăugăm aici. Pentru început voi adăuga turta aceasta, turta aceasta, apifonda este, e 1 kg de apifonda și o să vedeți procesul care va dura un pic. În fundal o să mai auziți sunete din cauza la băiețel, dar se va înțelege ce avem de zis și de făcut, bineînțeles. Vom decupa turta apifonda roată. Așa. O vom decupa ca să scoatem afară conținutul. Deci decupăm turta. Să scoatem conținutul, să scoatem turta afară de aici și să o băgăm în castron. Am tăiat roata. Acum e un pic, să zicem, e un pic de manoperă. Am aici un vas pe care folosesc de alta, așa, ca să scoatem conținut. Și o să băgăm aici peste polen această turtă. Sunt sigur că nu o să folosească foarte mult această variantă de a prepara o turtă, dar este benefic pentru viitor, adică și pentru cei care doresc să facă această turtă, să spunem așa, da. Deocamdată e o soluție foarte bună pentru a introduce uleiul esențial în stup, ca albinele să o consume. Curățăm aceste
nailone de turtă, cât a mai rămas pe aici. E manoperă, dar totuși este ceva în plus. Adică dacă foloseam această turtă începând din luna ianuarie, pe cea energetică mă refer, că o avem pe cea energetică făcută, era un beneficiu, țineam varoa în frâu foarte bine. Și ce se întâmplă? Deci, hrănind albina cu această turtă, uleiul esențial va ajunge în corpul ei, în hemolimfă, în sistemul limfatic al albinei, iar păduchele, când singura hrană a păduchelui, a varozei, este hemolimfa albinei. Și când se va hrăni cu această hemolimfă din albina, păduchii va muri instant, și iar dacă nu moare varoa instant de la hemolimfa respectivă, atunci va deveni sterilă. Adică varoa nu se va putea mulți. Acesta este beneficiul uleiurilor esențiale. Mai are un beneficiu de a întări sănătatea albinei, fiind un produs natural. Acum, o să bag aici 80 de ml de mixură. 80 de ml băgăm. O să măsor. Aici avem mixura, măsurăm. Aici am o sticlă gradată. Așa. Și băgăm aici lângă apifon, dar și polen. Observați că nu este nevoie de miere. Adică cred că este foarte ideal de a folosi o turtă apifonda, un kilogram de zahăr și este nevoie de polen la cea proteică. Probabil se pot înlocui și cu înlocuitor de polen, dar eu fac pe polen, fiindcă va fi o rețetă de bază pentru anul ce urmează și pentru toamnă. O să dureze un pic până amestec această cantitate, o să o amestec cu mâna și după aceea continui filmarea. Iată, continuăm și iată cum arată apifonda amestecată cu polen și ulei esențial, mixură de ulei esențial, nu ulei esențial curat. Cei care sunteți interesanți, intrați pe pagina principală a YouTube-ului și acolo găsiți toate mixurile cu ulei esențial. Bun. Deci ce avem aici? Deci un kilogram de apifonda albă. Avem 400 de grame de polen și 80 de ml de mixură de ulei esențial. Acum voi continua cu zahărul pudră. Iată. Aici punem zahăr pudră. O să punem până va ieși o consistență bună pentru a băga turtele, pentru a le băga în pungă turtele. E foarte mare, e foarte bun. Eu cred că această cea energetică a rezultat foarte bun. Acum voi continua și când voi găta de frământat, continuă. Iată, am terminat de frământat și turta proteică. Iată ce bine arată. Cam asta o să fie consistența ei. Aici avem 1 kg de apifonda, 400 de grame de polen crud de la congelator, 80 de ml de mixură de ulei esențial cu lemongrass, tea tree și wintergreen și 1 kg jumate de zahăr pudră. Va veni băgat în pungi asemănătoare. Când îl ducem la stupi, nu spargem noi punga, îi dăm niște găuri cu furculița de descăpăcit și atâta punem deasupra.
nu desfacem o suprafață foarte mare și ea își va lua, va roa de cât va considera ea. Astfel va lua uleiul esențial exact cum trebuie și nu se va evapora. Bun, o să fac următorul filmuleț cu... Dar stați că o să mai fac un pic după ce bag în punct să vedeți cum arată. Iată, am ajuns și la final. Am împărțit turtele proteice. Turtele proteice sunt împărțite. Le turtim un pic. Cum am zis, la stup doar le înțepăm un pic cu furculița. Până la stup o să le ții cum dorești. Le poți pune și așa, ca să nu se evapore din uleiul esențial. Asta este important. Iată, așa îi punem. Până ajungem la stup. Când le ducem la stup, o să desfac pungii, fiindcă o să vină presate oricum. Iată, astea sunt. Deci, rețeta la turta proteică, cine este interesant să testeze sau cine folosește mixură de ulei esențial, acesta va fi baza, adică 1 kg de Apifonda, turtă pentru albine Apifonda, 1,5 kg de zahăr, 400 de grame de polen direct de la congelator, nu trebuie făcut nimic, uleiul esențial dizolvă foarte bine polenul, la ce am observat. Și nu rămâne decât să le dăm la albine. Acum vom vedea cum le vor lua. Consider că este o turtă foarte bună. Bun, cam aici am ajuns la final cu filmarea. Și iată, nu se pierde nimic, o să înțepăm și dăm acolo la albinuțe. Ele vor roade. Deci ce am făcut azi? Turtă energetică cu ulei esențial și turtă proteică cu ulei esențial, fără miere, fără conținut de miere. Costurile vă calculați dumneavoastră, 1 kg de Apifonda, 1 kg de zahăr, uleiul esențial o să vă coste un pic, cam asta este. Și ne vedem la stupi. Numai bine!